Ioan Bârlădeanu, președintele Federației Române de Caiac Canoe, își dorește foarte mult ca europenele de junior și tineret Under 23 la Caiac Canoe, ce sunt programate pe lacul de la Bascov în acest an, să fie organizate la un nivel cât mai bun. Potrivit oficialului Federației de Specialitate, modul în care va decurge sezonul competițional este foarte important. Lucrăm la desfășurător, punct cu punct, pas cu pas, minut cu minut. Sperăm să, până în data de 17 septembrie, să fie toată problematica asta din punct de vedere organizării pusă la punct la cel mai înalt nivel. Cât de important e ca această competiție să fie un succes în vederea anilor următori, în vederea unor competiții viitoare? Deci dacă luăm comparativ cu ce s-a întâmplat anul trecut la campionatul mondial din Franța de juniori și tineret, noi vrem să fim cel puțin de 3 ori mai buni, pentru că atunci lucrurile nu se văd. Deci ne dorim să fie excepțional. Ioan Bârlădeanu a mai spus că la nivelul federației se dorește ca un număr cât mai mare de sportivi să ajungă la competițiile majore, campionatul mondial și olimpiada.